Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre drepte paralele, aplicații, matematică clasa 6. Câteva aspecte teoretice importante pentru rezolvarea problemelor în care apar dreptele paralele, deci noțiunea de paralelism vis-a-vis de drepte în plan. Definiție. Două drepte, notate A mic și B mic, situate în același plan, se numesc paralele dacă ele nu au niciun punct în comun. Notația este A, două bare verticale B, sau B, două bare verticale A, citind A paralel cu B, respectiv B paralel cu A. Teoremă. Se consideră două drepte A și B și o dreaptă C secantă la dreptele A mic și B mic. Dacă dreapta C mic formează cu dreptele A și B o pereche de unghiuri alterne interne congruente, atunci dreptele A și B sunt paralele. Câteva proprietăți interesante și folositoare în rezolvarea problemelor. 1. Două drepte coplanare care formează cu o secantă o pereche de unghiuri alterne externe congruente sunt paralele. 2. Două drepte coplanare care formează cu o secantă o pereche de unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplimentare sunt paralele. 3. Două drepte coplanare care formează cu o secantă o pereche de unghiuri corespondente congruente sunt, la rândul lor, paralele. În fine, 4. Două drepte coplanare care formează cu o secantă o pereche de unghiuri externe de aceeași parte a secantei suplimentare sunt și acestea paralele. Axioma paralelelor. Axioma paralelelor ne spune că printr-un punct exterior unei drepte se poate construi o singură dreaptă paralelă cu dreapta dată. Ca proprietate ce se deduce din aceasta, avem următoarea: se consideră dreptele coplanare A și A, B și C cu proprietatea că A e paralelă cu B și B e paralelă cu C. În acest caz, A este paralel cu C. Aplicație. În figura de mai jos, considerăm dreptele paralele A și B împreună cu secanta C mic. Dacă unghiurile notate cu 1, respectiv 2, au măsurile 1, 60 de grade, iar 2 egal cu 7 ori n mic grade plus 11 grade, determinați atunci numărul natural n. Haideți să vedem cum putem proceda. Încă o dată, dreptele A mic și B mic sunt drepte paralele, secanta C mic. În contextul în care A paralel cu B și C secantă, ne va rezulta că unghiul 1 este congruent cu unghiul 2. Pentru că sunt unghiuri alterne interne, iar dreptele A și B fiind paralele, atunci, din proprietăți, acestea unghiuri sunt congruente. Deci obținem că unghiul 1 are măsură egală cu unghiul 2. Din ipoteză, unghiul 2 este egal cu 7 ori n mic grade plus 11 grade. Așadar, deducem că și unghiul 1 are măsura egală cu 7 ori n mic grade plus 11 grade. Dar unghiul 1 are măsura egală cu 60 de grade. Și atunci obținem următoarea ecuație în necunoscuta n mic grade, anume 60 de grade egal cu 7 ori n mic grade plus 11 grade. Așadar, 60 de grade minus 11 grade egal cu 7 ori n mic grade. Deci, 7 ori n mic grade egal 49 de grade. Împărțim această egalitate prin 7 și obținem
m grade egal cu 7 grade. În concluzie, numărul natural căutat este n egal cu 7. Așadar, soluția problemei noastre este n egal cu 7. Vă mulțumesc pentru atenție și participare și vă aștept în continuare la o nouă întâlnire online. La revedere!